Persoanele cu nevoi speciale din capitală vor primi ajutoare materiale unice. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comisiei Municipale cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, care este marcată anual la data de 3 decembrie. De ajutoare vor beneficia peste 2.900 de persoane, iar suma totală a acestora va fi de peste 1,5 milioane lei. Sumele acordate vor varia între 500 și 2.000 lei. De ajutoare vor beneficia atât persoanele cu dizabilități, cât și părinții care cresc copii cu necesități speciale. La fel, ajutoare vor primi persoanele cu deficiențe de auz și de vedere. Despre modul de achitare, beneficiarii ajutorului material urmează a fi informați suplimentar.